Gripa și virozele respiratorii lovesc din nou în rândul copiilor. Elevii s-au reîntors în băncile școlii după vacanța de Paște, iar numărul cazurilor de îmbolnăvire a explodat odată cu reînceperea orelor de curs. Specialiștii recomandă părinților să nu ducă elevii în colectiv dacă aceștia prezintă semne de boală. Vremea capricioasă îi afectează din nou pe copii, temperaturile variabile cât și ploile neprevăzute aduc un nou risc de îmbolnăvire pentru cei mici. Numărul de elevi care s-au îmbolnăvit după revenirea din vacanța de paște este unul foarte ridicat. În momentul de față am reînceput școala, micuții s-au întors în serile de curs și bineînțeles s au apărut și probleme de sănătate. Practic probleme de sănătate frecvente în această perioadă în care, așa cum vedeți, totuși temperaturile sunt scăzute, umiditatea este foarte mare și micuții sunt dornici să se joace și, bineînțeles, să stea cât mai mult timp în aer liber. Uh, ei s-au prezentat, uh, unii dintre ei, uh, având viroze, având uh, diferite afecțiuni care au necesitat, uh, să spunem așa, izolarea lor uh, în cazul în care au fost uh, bolnavi și uh, cele mai prevenite au fost virozele. Deci astea au fost uh, cele mai mult întâlnite la copii care s-au prezentat uh, la școală. Părinții sunt alarmați și încearcă să-și protejeze micuții prin diverse metode. Faptul că nu pot ieși neapărat din casă, să stea mai mult în aer liber. Nu rând, să nu fie îmbrăcați prea greu, dacă transpire trebuie să schimbați. 2. Uh, igiena. Să se spele pe mânuțe după ce intră în contact cu un obiect, automat să se spele pe mânuțe. Și cum i-aș proteja pentru vremea asta, deci o îmbrăcăminte adecvată pentru a nu transpira. m aș ruga mămicile tinere să fie mai atente cu copiii la modul... Adică nu zic să excludă din colectivitate, dar totuși parcă să nu când e un anumit un, e un copil care e bolnăvior să nu lase totuși împreună pentru că se transmite. Specialiștii recomandă ca micuții bolnavi să nu fie aduși la școală în perioada de boală pentru a nu ajuta la răspândirea virozei și în cadrul celorlalți elevi.